Bună seara tuturor, sunt Tarotela pentru cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în semnul racului. Etalare pentru luna mai, da, am întârziat un pic, vă dați seama că din niște motive. Ia uite, acum văd, mesajul care a venit pe 7 mai are numărul 7. Probabil că este o confirmare foarte puternică, în continuare aveți 7 și 17, deci de două ori 7, 7, 7. Și mai aveți aici, uite ce interesant, 17, 7 și cu 1, 8 și la capătul setului de cărți aveți numărul 8. 7 și 8 până la urmă, da? 7, 7, 8, 8. Două numere foarte puternice. Spirituale, amândouă și intense, mai ales cu numărul 8. Mesajul care a venit pentru voi spune: singurul lucru real este dragostea. Schimbați-vă, eu știu, atenția înapoi către dragoste. Pentru cei care poate v-ați gândit prea mult la altceva, la griji, la virus, la bani, la job, la diferite alte chestii, dar mai puțin la dragoste, în sensul profund al cuvântului. Un alt mesaj a mai fost sau este în continuare: aveți răbdare. Ce aici? Nu știu, chestie. De unde se vede? O chestie. În fine. Da, deci singurul lucru care este real este dragostea și aveți răbdare. E acea floare de lotus care îmi place mie să. Nu știu, simt că reprezintă, mă reprezintă și pe mine, poate și pe voi, unii dintre voi. Știți foarte bine că are o rădăcină foarte lungă, trece prin multe ca să ajungă la suprafață și să se deschidă. Numărul 17, asta înseamnă 8, transformare, și 8 aveți și aici. Aveți răbdare, eu cred că asta este. Aveți răbdare cu voi înșivă, pentru că numărul 8 spune iubește ceea ce ești sau cine ești. Sunteți într-o călătorie spirituală de când v-ați născut, suntem, da? Și în această călătorie ne transformăm continuu. În momentul în care nu ne mai transformăm, e un semnal că stagnăm. Și atunci ni se aduce aminte că trebuie să iubim cine suntem în acest moment, cine am fost eventual și în alte momente de-a lungul timpului și cine vrem să devenim sau cine vreți să deveniți. Și ca să vă susțineți această perioadă de transformare cu răbdare, să nu uitați că singurul lucru real este dragostea și cred că în acest context contează dragostea de sine. Da? Am senzația că mesajul se referă mai degrabă la voi înșivă. Dacă cumva are legătură și cu vreo relație, cu ceva din viața voastră, o anumită zonă care ține, voi știți mai bine de ce. Vom vedea, dar cred că toate cele trei mesaje, 7 și 8, da? 7, 7, 8, 8. Amândouă se referă la o transformare a voastră personală în relație cu dragostea și cu voi înșivă. Voi înșivă în profunzimea voastră. Nu uitați că sunteți divini, sunteți încântători. Și meritați cele mai frumoase lucruri, cele mai minunate, dacă putem spune așa, pe care viața vi le poate oferi. Doar trebuie să vă iubiți, ca să atrageți ceea ce meritați. Și nu vorbesc de o automulțumire, nici de autosatisfacție, vorbesc de dragoste profundă. Și e greu de ajuns acolo, știu că și eu lucrez. Și nu e ușor. Cine zice că e ușor, se minte. Din acest motiv, vi se zice să aveți răbdare. Vi se aduce aminte. În această călătorie prin care toți trecem, mai sunt valuri, mai sunt furtuni, mai se rupe ceva în corabia aceasta, dar trebuie să rămânem conectați la noi și să ne apreciem în fiecare moment. În fiecare moment. 8.
transformare, casa 8-a. A scorpion, a scorpionul este luna în scorpion. Transformare. Teoretic, dacă aveți ascendent în semnul racului, ar trebui luna aceasta să fie în casa 5-a. Transformare prin dragoste, prin creativitate, pentru unii. Acum depinde de ascendentul vostru. Dar 7 și 8 mă duce cu gândul și la casa 7 a relațiilor, a balanței, că tot am văzut, l-am dat 6 de monede. O relație dezechilibrată care trebuie redresată într-un fel. Și am zis, casa 7 a balanței, a relațiilor cu cei dragi, a contractelor, a relațiilor de lungă durată și casa 8-a. Aveți de două ori 8. A scorpionului, a taxelor, a banilor, a sexului, a morții și învierii. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Cam acesta ar fi mesajul. Ia să le pun așa deoparte pentru voi. Că poate ceva din etalare, bănuiesc, nu că poate, teoretic ar trebui măcar o carte să confirme una din cărțile apărute. Ia uite, vă vindecați. Poate ați fost bolnavi unul dintre voi, dar e o persoană care stă la pat și începe să vă vindecați. Evident că vă puteți vindeca și după un trio. Pentru unii poate să fie un semn de aer în context. Ia uite, aveți două semne de aer. Un semn de aer sau un semn de pământ. 5 de monede reprezintă, ia uite, și treba, dezamăgire, băi. Ar mai putea fi, printre multele mesajele pe care le văd, da, că voi ați fost bolnaviori, unii dintre voi încercați să vă vindecați prin spiritualitate, bine, e bine. Izolarea aceasta v-a prit pentru unii dintre voi, chiar a fost benefică, v-ați mai odihnit, că erați obosiți, ați muncit foarte mult și aveți două cărți care exprimă izolare și 5 de monede, semn de pământ. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ, pentru unii poate să fie, dar nu e obligatoriu. Ambele exprimă această perioadă de carantină, de izolare. Dar este foarte posibil ca în această perioadă relațiile, că tot am vorbit de casa 7 a relațiilor, să se transforme. Vedeți, de fapt, cine vă e prieten și cine nu vă e prieten. Uh-huh. În continuare am zis că văd un mesaj. Posibil o veste neașteptată de la un semn de pământ sau care se simte izolat și dezolat și dezamăgit și rănit. Posibil. O relație din tinerețe, din copilărie, un suflet pereche, care v-a dat multe dureri de cap. Multe dureri de cap. E de altfel o relație spirituală. Posibil să fie o relație spirituală care a fost într-o altă viață spirituală. Nu neapărat se întâmplă în această viață. E posibil să fie și în altă dimensiune spirituală această legătură. Dar văd că v-a rănit la maximum 10 de spade, 9 de spade, 3 de spade, 5 de monede, 4, acum vă vindecați, da, 4. Posibil această veste să fie și despre ei, varianta lor. Eu știu, dacă ei suferă, dacă ei se vindecă, totuși apare după multe, multe suferințe și mai ales după acest 10 de spade, culmea suferinței, apare temperanța. Vindecare, temperanța, adică have patience, da? Răbdare sau temperanță tot aia și se confirmă, da? Și în momentul în care vă vindecați, încheiați un capitol. Puneți punct. Deci capitol, carte, ce vreți voi, se încheie. Și în momentul în care încheiați acel capitol, începe să vă mișcați victorioși într-o nouă direcție, începe să blocați oamenii care v-au rănit, care v-au dezamăgit, nu le mai dați acces, da? În general, racii fac așa, dar asta e. Cam acesta ar fi un mesaj pentru unii dintre voi. Hai să mai amestec o dată. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac.
mai 2020 au 7 de monede așteptare. Bine, semn de pământ pentru cei care vor să se gândească la un semn de pământ, așteptare, o stare de oboseală după ce ați muncit foarte mult, eventual o analiză foarte atentă a finanțelor voastre, care este foarte necesară, că tot vine o mare criză. Da? Nu vă îmbătați cu apă că o să fie bine, pentru că nu o să fie tocmai bine. Rac, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. Mai 2020. Haideți să vedem ce aveți aici. Central. Oh, iar spade. Mai posibil că unii aveți de-a face cu un semn de aer. Sau dacă nu e semn de aer, o să văd exact, vedem cum se așează cărțile. Regina de spade exprimă o persoană care spune direct ce are de spus, nu menajează pe nimeni când are de spus un adevăr. Pentru unii poate să fie un avocat, o avocată, evident că poate să fie și cineva care lucrează cu un cuțit, aveți grijă dacă sunteți bolnăviori. Dacă, pentru că a văzut un 4 de spade. Vedem ce cărți mai apar. Dar ideea este că simt că aveți nevoie să discutați direct, sincer, cu cineva. Asta este foarte central, da? Foarte, iară am făcut o greșeală, dar trebuia să o accentuez, ideea asta. Wow! Moartea. Da, cred că puneți capăt unei povești. Am vorbit de transformare? Da, am vorbit, ce se confirmă. 8. Casa 8 a Scorpionului, Lună în Scorpion. Aveți grijă ce afirmații faceți, vorbim de cuvânt și de scris, da, când vorbim de spade. Ce afirmații faceți astăzi, că tot a venit etalarea astăzi, pe 7, 7, 8, trecerea între 7 și 8, interesant. Da? Balanță Scorpion. Iar balanță Scorpion. Interesante confirmări. Mulțumesc, doamne. Cred că puneți capăt unei situații. Provocarea este, da, să puneți capăt. Că a apărut și lumea. Și să renașteți. Să renașteți, să iubiți cine sunteți. Și să aveți răbdare în această renaștere. Pentru că unele nașteri sunt dureroase, sunt îndelungi, da? Altele mai rapide. Depinde. Trecutul îndepărtat. Wow, steaua. Ce frumos. V-ați pus cumva o dorință. Vedem ce cărți apar în continuare. V-ați pus cumva o dorință și probabil că tot ce se întâmplă, se întâmplă ca să ajungeți mai aproape de această dorință, de acest destin al vostru. Steaua înseamnă speranță. Credință. Evident că pentru unii poate să fie și un vărsător, da? Vărsător și regina de spade, dar nu e obligatoriu pentru toată lumea. La rădăcina acestei cruci, acestei povești, este o dorință veche, poate să fie și dintr-o altă viață, dar eu zic că este nevoia de a ajunge cât mai repede, de cât mai aproape de destinul vostru. Lumea iar a vrut să se arate. Interesant. În trecutul apropiat, lumea, varianta pozitivă a lui Saturn, îmi place mie să zic, este o lecție învățată. Este un capitol pe care îl încheiați. Și unul pe care îl, sau o nouă carte pe care începe să o rescrie. Sunt încheieri și, da, începuturi. Ambele cărți confirmă chestia asta. Că sunteți într-un moment de răscruce, un moment foarte intens. În acest motiv se zice să aveți răbdare, să iubiți cine sunteți și singurul lucru real este dragostea. Dragostea. Și în primul rând dragostea față de voi și în momentul în care voi vă iubiți, nu permiteți altora să vă exploateze sau să vă ducă cu zahărelul sau eu știu ce să mai facă. Lumea poate să reprezinte, evident, într-un context, pe cineva care este plecat peste hotare. Poate sunteți voi, poate e altă persoană,
nouă sau veche, cineva peste hotare. Cineva care a încălecat lumea la un moment dat. Tocmai ca să-și împlinească destinul. Acum s-ar putea ca lecția să nu fi fost chiar așa pentru unii. Din acest motiv aveți regina de spade și moartea. Ce ați crezut voi că este destinul vostru, simt că n-a fost. Și că de-abia acum, încheind acest capitol, vă apropiați. Vedem. O, ce frumos! Viitorul îndepărtat, temperanța a vrut să se rearate. Mulțumesc, mă bucur mult de tot. Și viitorul apropiat, iar a vrut să se arate 10 de spade. Posibil că deja sunteți viitorul apropiat sau prezent tot aia, da? Sunteți în această stare, unii dintre voi. Bolnavi, măcar sufletește. Unii știu chiar că au stat la pat. Draga mea, mă bucur că te-ai făcut mai bine. Dar este renașterea după această perioadă. Aici e provocarea. Să nu vă... Și știu că e greu, că și mie mi-e greu uneori, da? Când trec prin asemenea situații. Să nu vă speriați, că o să vă ridicați și o să fiți ca noi. După cum vedeți, după cum vedeți în viitorul îndepărtat, arată temperanța. Aceștia sunteți voi, care vă iubiți. Iubiți ceea ce sunteți. Și singurul lucru real, am zis de la început și mă bucur că intuiția asta totuși funcționează, se referă la dragostea față de voi, vindecare. Trebuie să vă echilibrați emoțional, să rămâneți în contact cu îngerii, într-o vibrație înaltă și iau de ce salt astronomic de la vibrația aceasta joasă, da, vedeți, chiar dacă e pe sepia, la cealaltă, înaltă, senină, strălucitoare, vibrantă. Frumos. Unii, și când spun unii, rămâne unii, dar nu vă ambalați că sunteți doar o parte dintre voi, care aveți de-a face cu un semn de aer, simt că puneți capăt acestei povești. Așa arată cărțile. Sfatul, ce frumos, iar l-am văzut a doua oară, mal de preot. Ce poate să însemne decât spiritualitate, cum am zis mai devreme? Vorbiți cu îngerii, dar nu doar cu îngerii, dragii mei. Mai citiți și din Biblie. Nu e chiar așa o carte de copii? Pe bun, deci marele preot, asta înseamnă studiu. Studiu, nu doar yoga și meditații, rugăciune consistentă, insistentă. Marele preot asta face. Își dezvoltă spiritualitatea și pe... Prin lege, cunoașteți legea divină, legile, poveștile divine. Nu vă mulțumiți doar cu chestiuni de suprafață, gen New Age, nu sunt suficiente uneori. Trebuie să înțelegeți poveștile, că e vorba de Buddha, că e vorba de Hristos, că e vorba de eu știu ce altă figură sau profet sau eu știu... sau copila lui Dumnezeu, înțelegeți poveștile lor la modul profund. Asta înseamnă marele preot. Evident că pentru unii poate să fie și semnul racului, sfat, dar nu m-aș fixa doar pe chestia racului, vreau să zic taurului, dar nu m-aș fixa doar pe chestia asta. Poate să însemne nevoia de a consulta un preot, de a sta de vorbă cu un preot, și dacă nu e un preot, este o figură autoritară care are mare înțelepciune. Mare înțelepciune. Evident că asta se capătă în timp. Nu poate fi o persoană tinerică, marele preot. Sau dacă e tinerică, e trecut prin foarte multe. Prin foarte multe și a studiat lucruri profunde. Acesta este sfatul exterior. Ia uite, mamă. 9 de spade. Exterior, cineva bolnav, eventual, influențează această poveste. Bolnav, mai mult sau mai puțin, poate că își face griji. Dacă voi vreți să puneți capăt, își va face griji pentru această situație. Este o forță exterioară.
Am zis bolnav pentru că e în pat, dar poate să fie în pat din cauza că se gândește prea mult la situații negative, la COVID-ul ăsta, care știți că e umflat un pic cu, știți? Da, știți, unii dintre voi. E cam exagerat. De-aia zic și nouă de spade sunt griji exagerate. Dacă este cineva care își face griji, calmați-i. Dacă este cineva de care vă separați, încercați să-i calmați și să le explicați frumos că nu are rost să se streseze mai mult decât e cazul. La un moment dat, hotărârile sunt hotărâri. De ce vă este teamă? 6 de cupe. Un semn de apă pentru unii dintre voi, nu e obligatoriu, evident, poate să fie o relație din copilărie, din tinerețe, o relație foarte profundă, telepatică, am zis de nu știu câte ori, poate să fie și din altă viață, vă este teamă că voi știți exact de ce vă este teamă. Sunt multe motive, că nu vă veți mai întâlni, că nu puteți relua legătura cu ei, că nu puteți fi cu ei. Sunt multe motive. Este în primul rând o prietenie sinceră cu cineva emoțională care din niște motive e în poziția acestei frici. Și vă las pe voi să spuneți motivele, pentru că v-am spus, e o etalare colectivă și sunt multe motive. Ce vă doriți? Evident, vă doriți să vă vindecați inima. 3 de spade. Sufletelul. Că în suflet e această regină de spade. Nu contează, poate să fie și bărbat, evident. Nevoia de a discuta clar lucruri, lucruri care au durut. Și atunci ce vă doriți? Evident că vă doriți să vă vindecați sufletul. Că apare și temperanța, da? Temperanța, aveți răbdare, singurul lucru real este dragostea. Cu dragoste, cu răbdare vă vindecați. Iubiți cine sunteți. Finalul, conflicte. 5 de bâte. Conflicte pentru ei, în cazul în care voi vă separați, pentru cineva, conflicte, concurență, 5 de bâte. 9, în continuare. Lucrurile astea le-am mai văzut un pic mai devreme. Dar după 9 vine și 6. 6 de bâte, victorii. Da, sunt conflicte, sunt discuții, dacă unii dintre voi vă separați într-adevăr. Concurență. Dar învățați să creați ziduri în jurul vostru protectoare. Și e bine, pentru că în momentul în care vă izolați, nu cum a fost această carantină, vă izolați de cei care v-au rănit, reușiți să mergeți către victorie, către 6 de bâte. Dar mai e ceva. La capătul setului de cărți, iar spade, 6 de spade. Poate să fie o călătorie peste o apă, dar 6 de spade înseamnă în general, ia uite, lună plină, o detașare mentală. Poate acum că e lună în scorpion, da? Lună plină în scorpion, vă detașați mental, tăiați legăturile, tăiați, da? Faceți afirmații, tăiați legăturile cu un trecut. Trecutul ăsta care v-a rănit, v-a influențat 9 de spade și 10 de spade. Mamă. 6 de spade, 8 de cupe, detașare emoțională, iar lună în scorpion, pentru mine că e 8, casa 8 a scorpionului, da? Casă, iau ce frumos, casa aveți, ia ce frumos. Mintea clară, dragii mei, să începeți ceva nou, ceva nou în dreptate, în justiție, că tot am văzut 6 de bâte, de monede, balanță, da? Trebuie să vă detașați de tot acest trecut și prezent ca să ajungeți, dragii mei, la destinul vostru. Să separați munții ca să ajungeți unde? Ia uite ce în spate, 10 de cupe la bucurie, da? La această stea. Pentru unii poate să fie un alt semn de apă, 10 de cupe de obicei este semnul peștilor și apare spânzuratul, da? Pentru unii, dar nu e obligatoriu.
În momentul în care ai mintea clară, știi cum să te apropii de fericirea ta și știi, ești luminat, ai viziuni, înțelegi unde trebuie să sacrifici, când trebuie să aștepți și când trebuie să acționezi, că ai mintea clară. Frumos, iau ce frumos, în continuare, valetul de bâte, mesaje pasionale sau după o perioadă de stagnare, începe și ceva drăgălaș. Și soarele. Soarele. Că o fi semn de foc pentru unii, iar e posibil că văd valetul de bâte și soarele. Posibil. S-au întâlnit cupluri între rat și lei, da? Posibil. Că apare și împăratul. Ia uite, și regele de bâte. Poate că aveți voi acolo planete și ceva se întâmplă. Ideea este că trecând peste toate astea cu semnele, cu zodiile, în momentul în care voi vă detașați, mai ales cu această lună, lună plină, lună plină, lună plină în Scorpion, asta e pentru mine clar, cartea lunii pline în Scorpion, lună plină și Scorpion, două cărți prezente chiar de la început cu numărul 8. În momentul în care vă detașați, că aici e provocarea, să puneți capăt, să faceți acele afirmații, dar intens, intens, intens. Și am mai zis eu, vedeți că luna plină ajută foarte, este foarte potrivită pentru eliberările sexuale, energiile sexuale negative, vampirism sexual. Așa, în momentul în care faceți tot ce trebuie cu această lună, în această noapte și în următoarele două, ajungeți la victorie, mai devreme sau mai târziu. Acum, cărțile arată frumos pe partea aceasta a setului de cărți, pe partea aceasta. Adică, în momentul în care vă detașați mental și emoțional, de ce nu v-a prit? Repet. Aș vrea totuși să iau cât o fi ceasul? 27. Aș vrea să clarific totuși. Trei de spade. Te rog frumos, clarificăm trei de spade. Trei de spade este clarificat de 8, iar 8 transformare de monede. Pentru unii poate să fie semn de pământ, fecioară, taur sau capricorn. Da? Pentru alții, poate să fie o relație la locul de muncă. E 8 de monede, da? Cu un semn de aer. Dar care simt că nici nu v-a onorat, nici nu v-a bucurat într-un final. Pentru alții poate să fie o situație la locul de muncă. Jobul în sine. Jobul în sine să vă îmbolnăvească, să vă intoxice, dragii mei. Că e 8 și atunci transformare. Ați muncit ca să vă transformați, cum am zis eu, pentru bani, ați crezut că e viitorul vostru, ați plecat, da, ați plecat lumea, undeva peste alte țări, contracte, chestii, contracte, că asta înseamnă și marele preoți, înseamnă și contract la locul de muncă. Și atunci sfatul este eventual să rupeți contractul. Dar pe lângă ce am zis, gândiți-vă și la preot, evident, nu-l desconsiderați, dar e vorba de contracte aici. La baza acestei povești este această dorință de a vă împlini destinul. Dar probabil că ați ales direcția greșită și acum sunteți avertizați că trebuie să schimbați ceva. 8 de monede, da? Iar 8, iar transformare. 3 de. Asta este dorința. Să vă vindecați, ori într-o relație cu un aer la locul de muncă, ori cu un semn de pământ, ori în jobul vostru. Dragii mei, dragii mei, răcușori. Ia uite, pentru unii semn de aer foarte toxic, diavolul, foarte dominator, cu care ați avut o aventură, cavalerul de bâte. Pentru alții poate să fie, da, această nevoie de aventură, discuții cu un capricorn, evident, foarte dominator, dar iar apare semn de aer,
Dar, într-un final, apare tăcerea, eremitul, apar 5 de cupe, lacrimi, dezamăgiri și iar steaua, vindecare. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în, și nodul nord în semnul racului pentru luna mai, etalare pe care a făcut-o tarotela. În alte canale nu știu ce mesaj ați primit, evident că puteți să ascultați și să combinați mesajele de aici, de acolo și să vă analizați pașii pe care îi aveți de făcut în această transformare. Cu siguranță mulți aveți de transformat ceva în viața voastră. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină și lumină în suflet, soare în suflet. Vă pup, numai bine! Pa!